După un început de meci echilibrat, Dinamo a trecut la cârma jocului și a reușit să se distanțeze la 5 goluri până la pauză, scor 13-8. La revenirea de la vestiare, sucevenii au început cursa de recuperare a handicapului și au reușit să se apropie la un singur gol cu 3 minute înainte de finalul partidei. Gazdele au gestionat însă bine ultimele secvențe ale întâlnirii, iar în final s-au impus cu 25-23. Cel mai bun marcator al universitarilor în meciul din capitală a fost Florin Ciubotariu, autor a 5 goluri. Golubovici, Burlacu, Petre, Lakovic și Baican au marcat de câte 3 ori, Costea a înscris 2 goluri, iar Târzioru o singură dată. În celelalte meciuri din cadrul etapei a 16-a Ligii Zimbrilor la handbal masculin s-au înregistrat următoarele rezultate. CSM București, Universitatea Cluj 44-28, Dunărea Călăraș, HC Dobrogea Sud Constanța 27-30, Steaua București, Minaur Baia Mare 31-25, HC Buzău, Politehnica Timișoara 25-23, Putaisa Turda, CSM Făgăraș 35-28 și CSM Focșani, CSM Bacău 27-22. În următoarea etapă, CSU Suceava va primi joi în sala Dumitru Bernicu vizita formației HC Buzău.